Campionatul național pe echipe la orientare în alergare s-a desfășurat în acest an la Brașov în perioada 28 aprilie-1 mai și la această importantă competiție au participat peste 250 de concurenți de la cluburile de profil din țară. Competiția a fost organizată de Federația Română de Orientare în parteneriat cu clubul local CSU Brașov și a constat în cumularea rezultatelor obținute de cei doi componenți ai aceluiași club în urma celor trei etape de concurs. Traseele s-au desfășurat pe hărți bine cartate și desenate, însă zonele de competiție au fost foarte dificile din punct de vedere fizic, pentru că în teren au fost încă mulți copaci căzuți în urma furtunii de toamna trecută. Clubul sportiv Știința Electrosistem Baia Mare s-a prezentat la startul competiției ca mare favorită, iar așteptările nu au fost înșelate. Sportivii băimăreni au reușit să obțină medaliile de aur în 5 din cele 9 categorii de vârstă și sex ce au fost prezente în programul acestei competiții. În plus, alte 3 echipe au reușit să obțină încă 2 medalii de argint și una de bronz. Toți componenții clubului și-au adus contribuția la aceste frumoase rezultate, însă merită remarcate cursele foarte bune făcute de Tania Sabou, Andreea Manu, Luca Strâmbu și Alexandru Cotai. Cei care au făcut diferența în categoriile lor de vârstă, precum și rezultatul foarte bun obținut de echipa de senioare, echipă ce a avut în componență o concurentă de doar 15 ani, Alexandra Roman, și una de 20 de ani, Roxana Culcean. În perioada următoare pentru componenții Clubului Sportiv Știința Electrosistem Baia Mare urmează o etapă foarte importantă, respectiv aceea de susținerea normelor de control pentru accederea în loturile naționale de orientare în alergare și trofeul Hunedoarei, ce se va desfășura la Hunedoara între 11 și 13 mai.